Salutări, dragilor! Eu sunt Oana Radu și bine v-am regăsit aici pe canalul meu. Vă pup, sper că v-ați început săptămâna cu dreptul, deși eu arăt cu stângul. Sper că sunteți bine și înainte să dăm drumul episodului de astăzi, o să vă rog să-mi dați un follow pe Instagram. Acesta este linkul unde mă puteți găsi. Postez foarte des și acolo și mi-ar plăcea să fim aproape non-stop. Am primit foarte, foarte multe mesaje în care mi-ați spus că ați vrea să știți ce produse am folosit și s-au terminat, dacă o să le mai recumpăr sau nu, dacă am fost mulțumită sau nu de ele, dacă și-au meritat sau nu banii. Și am văzut că este la modă acest episod de tipul empties, produse terminate, și m-am gândit să fac și eu asta pentru prima dată aici pe canalul meu. Am păstrat într-o punguță câteva dintre produsele pe care le-am consumat în perioada care tocmai ce a trecut și o să vă zic dacă vreți a fiecare părerea cât se poate de sincer, așa că hai să începem. V-am zis că destam apa această micelară de la Garnier. Este o apă micelară care se aseamănă foarte, foarte tare cu cea de la Bioderma. Spun că se aseamănă pentru că este una fără miros, curăță în profunzime și foarte bine și plusul ei, în comparație cu sora ei cealaltă, nu te ustură ochii și nu ți se irită absolut deloc atunci când o folosești. Raportul calitate-preț este unul foarte bun pentru că este undeva la 20 și ceva de lei la 700 de mililitri în comparație cu Bioderma, care este puțin mai mică și este vreo 70 de lei, deci se putea cumpăra 3 de-astea, dar în continuare aceea rămâne preferata mea. Da, dacă mă întrebați, cred că aș recumpăra această apă micelară de la Garnier. De obicei mi-au după mine toate cremele de corp, dar se întâmplă să le uit acasă și mi-am cumpărat ca și soluție de urgență această cremă de la Dove, pe care am găsit-o într-o benzinărie. A fost undeva până în 20 de lei, știam că în Ocean sau în hipermarketuri este mult mai ieftină. Și mi s-a părut că este foarte potrivită, cel puțin pentru pielea mea, care uneori sau cel puțin în perioadele friguroase este relativ deshidratată. Are o textură foarte light, adică nu este foarte groasă, deși auzisem un mit că o cremă trebuie să fie foarte densă ca să fie una foarte hidratantă. Asta nu este densă, dar este foarte hidratantă. Un raport calitate-preț foarte bun și la această cremă de la Dove. Așa că, da, cred că o să o recumpăr dacă vreodată o să mai am ocazia. Mai am foarte multe creme pe care vreau să le termin înainte. Tot într-o situație de urgență am cumpărat și această cremă de față de la Nivea, care nu este de zi sau de seară, este de all time. Am cumpărat-o tot așa într-o deplasare în care efectiv îmi uitasem crema mea de față acasă și am zis că trebuie să fac ceva, că nu aveam cu ce să mă dau. Având nevoie de ferchezuială, mi-am cumpărat această cremă de la Nivea, pe care nu știu dacă o să o mai recumpăr. Nu mi s-a părut că face ceva cu tenul meu în mod special, cum fac cele de la Vichy sau eu știu. Dar ideea este că are același miros clasic de Nivea, dacă îl știți, pe acela în cutiuța din metal rotund albastră. Arată exact așa albastru ăla, dacă știți voi despre ce vorbesc. Este tot așa undeva la 10-15 lei, dar nu cred că o să o mai recumpăr. Nu mi se pare că este așa de hidratantă. Acum am văzut că e pentru față și corp. So, da. Rămânem la ten și am aici 3 fonduri de ten care mi s-au terminat în aproximativ aceeași perioadă. Vorbim despre Affiniton, vorbim despre Maybelline Anti Instant Anti-Age și despre Rimmel London Lasting Finish. Da, 3 fonduri de ten foarte mișto. Dacă ar fi să fac un top dintre ele, ar fi acesta pe primul loc de la Rimmel London, apoi cel de la Maybelline Affinitonul, iar apoi ar fi tot de la Maybelline Instant Anti-Age, acela cu burețel. Astea două au o acoperire foarte mare, ăsta pe primul loc și ăsta pe al doilea, dar cel de la Maybelline este un fond de ten mai light, adică îl poți folosi doar dacă nu ai imperfecțiuni sau dacă, eu știu, vrei să fii machiată doar așa puțin, dar dacă vrei un make-up puternic, cel de la Rimmel London Lasting Finish chiar este unul rezistent și dintre acestea trei, cred că
Le-aș recumpăra pe toate. Nu știu dacă ar fi vreunul la care să renunț, dar îmi plac toate trei. Și rămânem la make-up. Am aici tușul meu preferat, cu siguranță îl știți și voi, multe dintre voi. Este acel tuș Deep Liner de la Flormar. Mă descurc foarte bine cu tușul acesta. De fapt, cu pensulica lui mă descurc foarte bine. Și de ce intri peste mine când filmez? Dar ești afară, serios. Super, vine și câinele aici. Și sunt foarte mulțumită de liniile de tuș pe care reușesc să le realizez cu ajutorul ei. Clar o să-l recumpăr, de fapt l-am și recumpărat, l-am deja în sertărașul meu. De curând am descoperit acest creion de sprâncene, se numește Long Stay, este de la Golden Rose. Golden Rose, nu știu, am aflat de curând despre existența lor, am înțeles că sunt de ceva timp pe piață și am reușit să testez foarte puține dintre produsele lor. Am un ruj mat de la ei și acest creion de sprâncene pe care l-am recumpărat deja de două ori. Este un creion în nuanța 107. Nu aș ști să vă zic ce-mi face special, doar că nu-mi încarcă sprâncenele și încerc să mă apropii acum să vedeți pentru că l-am folosit. Se vede? Oare? Le matifiază foarte tare și are cel puțin această nuanță, este una destul de deschisă și îmi place că le face mai șterse. Da? Cred că ăsta e motivul pentru care îmi place. Periuța, tac, știți voi. Și să trecem la parfumuri. Am acest Noartis de la Victoria's Secret. S-a terminat. Ceea ce îmi plăcea la el foarte tare e că... Wow, încă mai are ceva. Că avea această pompiță drăgălașă ușor vintage și e foarte drăguț așa ca și decorațiune. Nu o să-l recumpăr, nu este absolut deloc persistent și nici mirosul lui nu este unul extraordinar. Poate vedea ușor că este făcut de o firmă care este celebră pentru lenjerie intimă. Ei au produse foarte bune pentru îngrijirea corpului, mă refer aici la cremă de corp și alte lucruri, dar nu, parfumul acesta nu este punctul lor forte, însă am parfum în gât. Și am spray-uri de corp foarte, foarte bune de la ei, dar pe acesta nu o să-l mai recumpăr. Vă sfătuiesc să testați voi și după aia nu vă dau niciun sfat de fapt. Da, Versace Cristal Noir. Wow, ăsta este unul dintre parfumurile mele preferate și de fapt este și unul dintre primele mele parfumuri, de fapt, dintre primele parfumuri de brand pe care mi le-am cumpărat. Atât am ținut de el să nu se termine și s-a terminat, pe ăsta o să-l recumpăr. Cu siguranță n-am cum să nu-l cumpăr și cum să nu-l mai am în colecția mea de parfumuri. Este... N-am cuvinte. Dacă îl aveți și îl încercați sau l-ați încercat, dacă nu, vă sfătuiesc să mergeți într-un duty free sau într-o parfumerie sau oriunde știți că îl puteți găsi și testați-l pentru că o să fiți nebunite. Și da, avem clasicul Alien, Terry Mueller, și el s-a terminat în perioada anterioară. Da, o să-l recumpăr și pe acesta, este și el unul dintre parfumurile mele preferate și dacă mă întrebați pe mine, Terry Mueller are cumva parfumuri clasice pe care cred că le avem cu toatele în colecții și dacă nu le avem, să știți că nu este un parfum scump, este un parfum care persistă și raportul calitate-preț al acestuia este unul excelent. Vă sfătuiesc să-l încercați. Să-l încercați. Posibil să-l fi testat deja pentru că nu este cel mai nou parfum, dar dacă n-ați făcut-o, repet și mă și mă și mă repet, trebuie neapărat să-l încercați, este divin. Cam acestea au fost produsele care mi s-au terminat în ultima perioadă, v-am zis pe care le voi recumpăra și pe care nu. Și am fost cât se poate de sinceră. Vă mulțumesc că îmi dați în continuare toate sugestiile voastre și că sunteți interesați de ceea ce urmează să postez și asta înseamnă pentru mine foarte mult. Vă amintesc, de fapt, nu știu dacă știți, dar începând de vinerea aceasta la mine pe canal se va lansa o nouă rubrică ce se numește Slăbește ca Oana. Vom vorbi în fiecare săptămână despre trucuri, despre diete, despre rețete de dulciuri, de pizza, de absolut tot ceea ce aveți nevoie pentru a reuși să vă mențineți sau să pierdeți în greutate kilogramele pe care nu vi le mai doriți la purtător.
În altă ordine de idei, o să postez de 4 ori pe săptămână, fiindcă m-am gândit că așa ar fi cel mai bine să-mi structurez un program. Lunea va fi un vlog random pe care voi îl veți stabili, și anume vlogul de luni. Miercurea va fi episodul de beauty și vinerea va fi slăbește ca Oana și tot felul de trucuri. De asemenea, live-ul de duminică, pe care m-am hotărât să-l fac doar în săptămânile în care voi avea lucruri interesante de arătat, pentru că deja am tot făcut live-uri în care am vorbit cu voi și aș vrea să pot prezenta chestii interesante ca să mai veniți pe aici din când în când. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de mine. Vă rog frumos să-mi dați un like și un dislike. Spera mult să-mi dați like și nu uitați să apăsați butonul de subscribe, asta în cazul în care vreți să mă vedeți mai des, și nu uitați să apăsați neapărat și clopoțelul ăla, pentru că e posibil ca voi să nu vedeți când eu postez și mi-aș dori să vedeți că fac exact ceea ce vă place și vouă. Vă pup!